De la redeschiderea pasajului în septembrie, una din principalele controverse a fost legată de înălțimea necorespunzătoare, din cauza căreia unele vehicule mai mari nu pot pătrunde în pasaj. Și astăzi, bineînțeles, a speculat intens pe această temă. Și comentăm cu Dan Trifu de la Organizația Ecocivica. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Este într-adevăr un pericol acest pasaj, pentru că dacă e vorba de o chestiune care poate fi măsurată, ar fi putut deja să se facă această măsurătoare și să știm clar dacă trebuie sau nu făcută o revizie. Da, să știți că așa, uite că încep să se adeverească lucrurile pe care noi le-am subliniat atunci când pasajul a fost cosmetizat, de fapt, și avem într-adevăr mari probleme. În ce privește situația pasajului, suntem convinși că s-a micșorat înălțimea pasajului, pentru că înainte autocarele treceau fără niciun fel de probleme. Este clar că s-a intervenit la terasament. Dacă ați trecut cumva prin pasajul Unirii acum, sunt adevărate două delușoare în pasajul respectiv. Și înainte existau aceste deniveluri, dar la nivel mult mai mic, adică altitudinea lor, să vorbim așa între ghilimele, era mult mai mică. Acele delușoare din pasaj sunt accentuate și normal că au diminuat foarte mult. La acestea s-a adăugat și mascarea tavanului de beton din pasajul respectiv. Și acum începem și discutăm. Gândiți-vă că între sensurile de mers s-au montat panourile acelea de metal cu mii de luminițe. Este un lucru foarte grav, pentru că, în primul rând, nu mai permite disiparea fumului și pe acel sens, ca el să poată fi evacuat, iar densitatea lui să fie cât mai mică, plus curentul care era antrenat pe sensul celălalt, putea să scoată din fumul respectiv. De asemenea, fluxul de mașini de pe acel sens putea fi oprit foarte ușor, în 30 de secunde se putea închide și elibera, și dacă aveam acele treceri cum era înainte între pilonii de susținere ai pasajului, normal că puteam să intervin cu toate utilitarele și cu tot ce este necesar. Acum gândiți-vă că acea mașină putea să fie într-o coloană, cum se întâmplă de obicei în pasajul Unirii. Ăsta a fost marele nostru noroc, că acea mașină nu era într-un ambuteiaj în pasajul Unirii, așa cum se întâmplă în 50% din timpul zilei cu pasajul respectiv, și a fost, hai să spunem, un pic independentă. Altfel, nici nu vreau să mă gândesc ce ar fi fost acolo și, Doamne ferește, de pierderi sau răniri de pierdere de vieți omenești sau răniri de persoane. Așa că norocul a fost cu noi de data aceasta. Da, dar mulțumesc! Da. Sperăm ca și pe viitor să avem parte de noroc. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție. Dan Trifu a fost prin telefon alături de noi.